Deci, Consiliul Local a aprobat o hotărâre prin care am promis cetățenilor la acel moment că inclusiv luna decembrie acestui an vom susține prețul prin subvenție. Prin faptul că am făcut o firmă a Ploieștiului, am încercat, asta este concepția noastră, să obținem prețul final al gigacaloriei mai mic decât de la un operator extern, pentru că va lipsi acel element care poate uneori să facă diferența și e vorba de profit. Deci această firmă a primăriei nu va lucra cu profit. Însă vreau să atrag atenția la modul cel mai serios că primăria trebuie să lucreze, am spus eu, ca un ceas elvețian, în sensul că va trebui să finanțeze această societate fără pauze, întrucât societatea nu are alte surse de venituri. Mai pe românește, pentru ca cetățeanul să plătească o sumă mai mică, este nevoie ca diferența de sumă pe care ar trebui să o plătească primăria până la valoarea gigacaloriei să fie plătită la timp. Dacă nu va fi plătită la timp, atunci se va intra într-un blocaj, iar în bunele noastre intenții, din păcate, nu vor avea rezultat. Și mai este încă o chestiune, fac apel în mod deosebit la executivul primăriei să regândească bugetul primăriei și să aibă în vedere că nu trebuie să ne mai întâlnim a doua oară cu această problemă care este rușinoasă pentru un oraș european la nivelul anului 2022 și să vină cu o proiecție de buget în așa fel încât să fim siguri de acum încolo că vom putea să acordăm subvenția în așa fel încât cetățenii Ploieștiului să aibă condiții de trai corecte.